Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Și cât de ciudată mi este să zic bine v-am regăsit la un nou daily vlog, că nu mai suntem un vlogmas. Salutare fetelor! Astăzi este ajunul, destul de târziu când vorbesc cu voi, unde să găsesc un ceas. Să vă zic la ce oră ne auzim. A, nu, e 3:30, nu e chiar așa de târziu, dar eu m-am trezit 10 de dimineață, ca în fiecare dimineață în ultima perioadă. Și am impresia că a trecut ziua asta foarte greu, plus că nu m-am simțit bine absolut deloc, am avut din nou ceva probleme cu tensiunea, mă doare capul, mă rog. Probabil oboseală sau ceva. A venit și Cristi acasă, ne-am îmbrăcat, mi-am luat geaca asta nouă pe mine și hanoracul din H&M. Am în picioare și tenisii mei noi, sneakers și. Și acum suntem în benzinărie, alimentează Cristi. Eu mi-am spălat și părul astăzi și dacă vă arăt cum stă, pentru că n-am avut timp să-i fac nimic, efectiv nimic. Ia uitați-vă, doar l-am uscat cu uscătorul, evident, dar am la mine și cordonul și chestia aia pe care am cumpărat-o de pe Shein, bendița aia, și nu știu dacă să o pun acum în mașină, trebuie să zic lui Cristi să-mi dea ghiozdanul din portbagaj, sau să o pun când ajung, nici nu știu, sincer. O să vedem ce facem, cum o să fie ziua de astăzi. M-am și machiat foarte puțin, dar n-am avut chef absolut deloc. Însă, hai, sper să aveți niște sărbători foarte frumoase, deși voi o să vedeți clipul ăsta pe 27. Sper! Aseară mă apucasem să-mi scriu o agendă, noua agendă, pentru că o pot folosi pe aceea din... mă uitam la Cristi aici. Pentru că o pot folosi pe aceea de pe data de 26, de luni. Deci, datorită faptului... Am un fir de păr pe aici, pe undeva, nu știu de... Nu știu de unde, nu știu unde, că de unde știu, de la Garfi. Picând 1 ianuarie, duminica, ei în agenda au trecut toată săptămâna, adică și de pe 26 decembrie, lucru care mă bucură foarte mult, pentru că îmi pot nota acolo ce fac și în ultimele zile de decembrie. Și aseară începusem să-mi scriu eu acolo ce aș vrea să fac săptămâna viitoare. Și pe lângă un intro nou pentru canal, aș vrea să văd cum fac cu programul, poate reușesc să filmez mai multe clipuri în luna ianuarie, să-mi scriu și câteva idei de clipuri. Și când am văzut câte am de făcut și câte am de notat în agenda, zic, nu pot să fac asta astăzi, trebuie să fiu așa liniștită, relaxată, cu un cappuccino, cu o cafea, ceva lângă mine și pe urmă să-mi vină mie inspirația, să ascult jazz, ceva în căști, că altfel nu, deci eram, unde e aia, unde-s cadourile, sper să... Și am zis că o las baltă. O iau de săptămâna viitoare de la capăt și sigur așa o să fie mult mai bine și o să fiu mult mai productivă. Afară e foarte cald. Eu am încă geaca pe mine pentru că doar ce am plecat de acasă, am intrat în benzinărie, dar vă dați seama că o să mă dezbrac pentru că e foarte cald afară. Nici nu știu câte grade sunt, nu pot să văd aici în bord pentru că are Cristi luat contactul, dar super cald mi se pare.
mai vorbi cu voi. Salutare din dimineața de Crăciun, să aveți sărbători frumoase, liniștite, pace și toate lucrurile de bine să fie la voi. Este vreo 11 ceasul, noi ne-am trezit dis de dimineață și am mers la biserică împreună cu bunicii mei. Iar acum am ajuns și noi acasă, nici nu m-am schimbat. Încă am pe mine hanoracul ăsta din H&M pe care l-am avut și ieri, îl ador, efectiv. Și vedeți ce nas roșu am, pentru că afară, serios că-s minus 25 de grade, e foarte frig, nu știu zero cât. 0 grade? Deci 0 grade, dar dimineața când am plecat, noi n-am mers de dimineață, așa, pentru că, na, până m-am aranjat și eu puțin, știți problema mea cu dimineața, că eu foarte greu reacționez dimineața, și am ajuns acolo pe la 9, cred, cam așa, băi, era o ceață și o întunericeală afară, de n-aveați idee, dar acum a ieșit soarele, însă e foarte frig. Deci frig rău de tot. Ce urmează să facem acum? Stați așa să mă fac mai comodă. Ne schimbăm și noi în haine extrem de legere de casă și o să mergem să luăm masa de Crăciun. După amiază mergem la nași, la nașii mei. V-am mai spus eu de tradiția aceasta, nașii de cununia ai părinților mei și implicit de botez ai mei. Însă până atunci vreau să merg să-mi vizitez pisicii din curtea din spate și perec, să le dăm mâncare. Le-am adus șoricel din ăla cu iarba muței în interior, Garfi nici măcar nu se uită la el, dar lor le-am adus săptămâna trecută le-am adus unul așa, cu niciun gând că s-ar putea juca cu el, însă credeți-mă, noi avem 5 pisici și toți se bat pe șoricelul ăla și le-am mai adus încă unul când mai merg în Pepco, le mai iau pentru că sunt îndrăgostiți de el, deci se ceartă efectiv pe el, să le punem și mâncării, că stăm cu ei. Da, o dimineață foarte drăguță, da, a fost foarte frumos. Uite ce drăguț arată părul meu, am stat cu chestia aia din de pe Shein în păr toată noaptea și îmi place foarte mult, mi se pare că strălucește super bine părul și parcă uleiul se absorbe mult mai bine atunci când părul este prins. Merg să mă schimb și eu și vă mai filmez cu telefonul, voiam așa doar să vă salut, să vă zic ce s-a mai întâmplat, eu am încercat să mai și filmez cu telefonul, doar că cât s-a putut, ieri oricum n-am avut mare chestie ce să vă arăt, că am ajuns destul de târziu aici, dar o să vă mai arăt ce s-a mai întâmplat. First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow. La mijlocul lui și la final. Este 26, a doua zi de Crăciun, seara, cum v-am obișnuit. Păstrăm tradiția că am vlogmas și vorbim la... Cât e mă ceasul? 10 și 20, sincer mă așteptam să vă zic că e vreo 9, dar nu, 10 și 20. Noi acum am ajuns acasă, astăzi am fost așa pe drumuri, ne-am împărțit, să zic. Am stat câte puțin cu fiecare, am plecat de dimineață de la ei mei, am luat masa de prânz cu părinții și bunicii lui Cristi, pe urmă am mers la o altă masă unde a fost foarte frumos și nu prea am avut cum să filmez pentru că n-am stat nici pe telefon, nici așa și am stat, am vorbit și așa mai departe. Vreau să vă arăt și mi-au cumpărat ai mei de Crăciun plovărul acesta. De la Reserved este, încă îl găsiți foarte frumos în această culoare de verde.
nuanță de verde, de fapt, extraordinară. Știți că mie îmi plac foarte mult pulloverele astea, dar nu să le port așa basic cum vin ele, ci să-mi pun numai eu ceva pe dedesubt și să se vadă așa foarte frumos, cum nu-i plac lui Cristi, dar mie îmi plac. Și mi-au mai cumpărat ceva. Poți să-mi aduci drag? Le-am lăsat la ușă pentru că am fost astăzi, în seara asta, încălțată cu ele, cu niște ghete și, na, smurtare pe talpă. Ia, uitați-vă! Astea sunt încălțările despre care vă spuneam, cred că acum 2 luni, că mi le doresc foarte, foarte mult. Și uite, le-am primit, le ador, pur și simplu, nu știu unde le găsiți, habar n-am reținut site-ul, știu doar că sunt românești, din piele și îmi plac foarte moșul mult. A fost atent. Moșul, da, moșul a fost atent și a făcut posibilă intrarea lor în colecția mea de încălțăminte care, Doamne Maica Domnului, nu știu cât o să se mai mărească, că nu mai avem loc pe unde să le mai punem, plus foarte multe dulciuri și de la nașii mei am primit și dulciuri și bănuți, oamenii au fost foarte atenți cu toate lucrurile și de la bunicii mei la fel, doar că trebuie să ne mai cumpărăm noi chestii de bănuți pe care i-am mai primit și în seara asta de la nașii noștri am mai primit încă un cadou. Un set din ăsta de la Rituals. Ritual of... ce era? Hamam parcă, nu? Da, hamam. Eu am mai avut crema de mâini din setul acesta cu albastru închis și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Așa este setul. Abia aștept să folosesc produsele astea. Cred că le-am avut... am avut produse din toate gamele lor de la Ritual și absolut toate mi-au plăcut foarte mult. Și cel roz miroase foarte bine și acela cu... Ritual of Sakura sau Sakura era la roz, nu mai știu, dar acela bleu deschis, fabulos. Iar acum abia aștept să le folosesc și pe astea, v-am zis că am avut o cremă de mâini. Așa, și am mai primit o cană. Doamne, ia uitați-vă. Știți pasiunea mea pentru că n-are rost să vă zic, deși a trecut Crăciunul, este o cană cu capac și are și linguriță. Uite aici lingurița. Deși a trecut Crăciunul, vă dați seama că în săptămâna asta o să beau cafea în ea, pentru că fiind nou în colecție, fiind așa de iarnă, de frig, abia aștept să consum băutură în ea. Și am mai primit și Raffaello, care sunt bomboanele mele preferate. Mulțumim foarte mult tuturor pentru toate cadourile. Sunt exact ce ne doream, ce ne reprezintă, lucruri pe care le folosim, n-am primit anul ăsta absolut nimic inutil și absolut toate cadourile ne plac, sunt pe gustul nostru 100% și chiar dacă nu erau pentru noi conta gestul foarte mult, că asta contează cel mai mult. Așa, ce am mai făcut astăzi? N-am mai făcut astăzi nimic, că v-am zis. Am stat cu bunicii mei la masa de dimineață, la micul dejun. Ne-am jucat cu Dora, cu Ben, cu pisicii, cu toată lumea pe acolo și asta a fost. Am vorbit cu voi de Crăciun, oare? Cred că am vorbit în ziua de Crăciun. Pe urmă am fost la nașii mei, v-am povestit asta. Ne-am umflat efectiv de mâncare, nu mai puteam să mai respirăm la un moment dat și mâncare și dulciuri și toate alea. Probabil voi deja ați văzut în cadrele trecute, să zic așa, și de asta încerc să vă spun ce s-a întâmplat, pe unde am mai umblat, că nu o să înțelegeți, o să vedeți așa mai multe mese, dar am mâncat prima oară la ai mei de ajun, pe urmă la nașii mei de botez și de cununie ai părinților mei, v-am spus, astăzi de dimineață cu bunicii mei, pe urmă la masa cu părinții lui Cristi, la masa cu nașii noștri n-am filmat. Și asta a fost ziua noastră, foarte frumoasă și astăzi și ieri a fost un Crăciun, chiar vorbeam cu Cristi, că a fost un Crăciun, în ciuda așteptărilor noastre, foarte liniștit, deși am fost în multe locuri cu mulți oameni, dar Crăciunul chiar a fost liniștit comparativ cu alții ani în care perioada de dinainte era foarte relaxată, iar Crăciunul era agitat, cine știe, din, mă rog, vari motive. Anul ăsta a fost invers. Am fost foarte, foarte agitați, ocupați, Cristi cu munca foarte mult în perioada trecută, dar acum de Crăciun chiar a fost super bine. El, din păcate, lucrează mâine. Nu, da, deci mâine e marți? Mâine e miercuri? Mâine e marți. Mâine este marți. Deci mâine e marți. Când vedeți voi clipul, sper să reușesc să-l editez și să-l postez. El o să lucreze, eu nu, dar am foarte mult de lucru la...
la calculator, însă vedem ce mai facem și săptămâna asta. Voi nu l-ați văzut pe fifiduțul meu în clipul de astăzi. Ia zi, mamă, ești fericit că ai mâncat pliculeți? I-au cumpărat părinții mei de Crăciun, i-au cumpărat pliculeți, iar acum are burta atât, e cimpoi, cred că-l vedeți. Da, ăsta a fost vlogmas. Doamne, a rămas un vlogmas. Ăsta a fost vlogul de astăzi, daily vlogul din zilele de Crăciun și din ajun. Ați văzut ce am făcut și Cristi, să știți că a primit cadouri foarte frumoase, da, și e foarte drăguț. Exact, e bucuros și fericit cu absolut toate. Mulțumim foarte mult pentru tot și suntem recunoscători pentru tot ce avem și tot ce primim și absolut tot. Ne vedem, nici nu știu când să vă zic. Săptămâna asta probabil o să fie așa un pic haotică, pentru că nu am avut efectiv timp să-mi scriu în agenda și să-mi notez ceea ce urmează să facem pe canalul ăsta, idei de clipuri, program, intro, încă nu am stabilit nimic. De aceea, dacă veți vedea clipurile, nu știu, veți mai vedea un clip peste o săptămână, să știți din ce cauză. Înseamnă că încă nu m-am organizat și vreau ca totul să fie așa, perfect, la linie, atunci când voi posta. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Până atunci, sper că v-ați distrat și voi și că ați fost fericiți de Crăciun și cam atât. Vă pup! Și așteptăm anul nou! Pa, pa! Exact, așteptăm anul nou!